Deșeurile invadează omenirea. Aparate electrice, deos casnic, echipamente informatice. Ce facem cu ele când nu mai sunt funcționale? În 2020, în Europa, au fost generate câte 16,2 kg de deșeuri pe cap de locuitor. În total, 53,6 milioane de tone, dintre care doar 17,7% s-au reciclat. Restul ajung la groapa de gunoi și devin periculoase. În 2018-2020, prin proiectul Oraș Curat cu iedeșeu reciclat implementat în municipiul Chișinău, s-au colectat peste 70 de tone de iedeșeuri. Au fost instalate 128 tomberoane pentru colectarea iedeșeurilor în 115 instituții din sectorul public, privat și academic. Peste 70.000 de elevi au fost informați și implicați în colectarea separată a iedeșeurilor. Și cel mai important, rețeaua punctelor de colectare a iedeșeurilor se va extinde la nivel național în anul 2021. E timpul pentru schimbare, pentru o Moldovă verde prin educare și implicare. Bună ziua! Îmi pare bine astăzi să particip și să organizez acest eveniment important dedicat finalizării unui proiect de 2 ani deja implementat Oraș Curat cu iedeșeu reciclat. Cu această ocazie vreau să salut în primul rând toți participanții la acest eveniment și, desigur, partenerii proiectului. Proiectul Oraș Curat cu iedeșeu reciclat a fost implementat de Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor cu suportul programului de granturi mici GFCGP Moldova implementat de UNDP și cu suportul și în parteneriat, desigur, cu operatorul autorizat pentru colectarea iedeșeurilor, Asociația Moldrec. Cu această ocazie vreau să declar deschis acest eveniment și să începem cu cu cuvântul de deschidere, începând cu doamna Svetlana Bolocan. Îi ofer cuvântul doamnei Svetlana, șef Direcția Politici de Management al Deșeurilor și Substanțelor Chimice, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Doamna Svetlana, vă ofer cuvântul. Bună ziua, bună ziua, mulțumesc pentru această posibilitate de a avea un dialog la finele acestui proiect. Vreau să salut toți participanții și să menționez că, într-adevăr, la etapa actuală putem să facem și careva concluzii în marginea unui proiect verde, deci unui proiect care a dat posibilitatea să comunicăm cu mai multe categorii de participanți în dezvoltarea acestui proiect, pentru că ulterior să aducem mesajele către toate categoriile care se pot implica în acest proces. Vreau să menționez că între timp cât s-a dezvoltat acest proiect, a fost aprobată și intrată în vigoare reglementare privind echipamentele electrice electronice în 2018. Am avut posibilitatea să dezvoltăm aceste mecanisme împreună cu Agenția de Mediu, care iarăși tot în această perioadă s-a instituit și a avut posibilitate să participe activ în procesul de aplicare a reglementărilor privind responsabilitatea extinsă a producătorului pentru echipamente electrice electronice, dar nu în ultimul rând s-a grație acestui proiect, care este dezvoltat în cadrul programului de granturi mici cu suportul Fondului European, Fondului Global de Mediu, ne-a dat posibilitatea să avem finanțare pentru ONG-uri de mediu ca să putem să aducem acest mesaj și către populație. Astăzi, împreună cei care sunt prezenți, vom putea să facem un schimb de opinii, să vedem ce n-a mers și poate de îmbunătățit și poate va fi o ulterioară etapă de promovare a acestui mesaj în rândul populației și nu doar în rândul populației, dar și a factorilor de decizie. Cel puțin aducem mesajul către populație că aceste echipamente sunt un pericol pentru mediu și, în ultimul rând, ele pot fi colectate și transportate către întreprinderile care au capacități de procesare și de eliminare în condiții sigure. Cel mai important factor la piața echipamentelor este ca acestea să poată să fie
reparate sau readuse la o viață nouă și utilizate în continuare până când putem să ne debarasim de aceste echipamente. De aceea, rezultatele proiectului sunt un prim pas care ne permite să aducem mesajul atât către populație, cât și să ne atingem treptat obiectivele care au fost trasate în fața țării noastre, pentru că suntem obligați să atingem anumite ținte, respectiv să fie posibil ulterior ca cei care sunt responsabili de activitatea extinsă a producătorului să poată să-și onoreze obligațiile dânșii în organizarea punctelor de colectare, în organizarea deci acelor comodități pentru populație, ca să nu fie aruncate echipamentele uzate, dar să poată fi returnate la locul de distribuție, la locul de vânzare. Și în acest context au fost și instalate aceste tomberoane pentru a mediatiza și a aduce publicului larg informația prin intermediul activităților ONG-urilor de mediu și în cazul dat a proiectului E-deșeuri care s-a dezvoltat pe parcursul acestei perioade. Eu vă mulțumesc și sunt disponibilă ca ulterior să avem un dialog deschis, să aducem mesajele către toți participanții de astăzi. Mulțumim foarte mult, doamna Svetlana. Vreau să reiterez aici un moment important, că într-adevăr am avut o susținere foarte mare din partea Ministerului și din partea dumneavoastră personal la lansarea acestui proiect la finele anului 2018. Într-adevăr, sunt obiective ambițioase și în același timp cadrul legal la moment reglementează și obligațiunea producătorilor de echipamente electrice și electronice, dar și obligațiunile și responsabilitățile consumatorilor de aceste produse care devin deșeuri. Cu mare drag, în continuare vreau să ofer cuvânt de salut domnului Denis Parea, coordonator național programul de granturi mici al GEF Moldova, programul datorită căruia, de fapt, a și devenit posibil acest proiect, datorită căruia am reușit în acești 2 ani de zile să creăm acea infrastructură care o numim noi minim necesară, să interacționăm cu comunitatea și să obținem rezultate, zicem noi, bune și reprezentative la ziua de astăzi. Mulțumim mult, domnul Denis, și vă ofer cuvântul cu mare dragă. Mulțumesc, Aurelia, stimați participanți la această conferință. Vă salut în numele programului Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova. Bine ați venit la acest eveniment, eveniment important atât pentru implementatorul acestui proiect, Asociația Valorificarea Deșeurilor, cât și pentru noi ca finanțatori. Datorită acestui proiect s-au reușit rezultate destul de bune și frumoase. Practic s-au pus bazele educării populației și a reduce semnificative a cantității de deșeuri de echipamente electrice și electronice care ajungeau sau încă ajung la depozite de deșeuri. Este un proiect cu care ne mândrim, este un proiect a cărui îi dorim continuitate și prin acest fapt recent Comitetul Național de Coordonare al Programului GFCGP a aprobat a doua fază, o continuare a acestui proiect, ca să asigurăm că acele ținte, acele reușite, acele indicatori pe care i-am reușit să-i obținem în 2019-2020 să aibă durabilitate și totodată să-i multiplicăm. Astăzi, când mergem în anumite instituții publice, școli, magazine electrocasnice, tot mai des vedem acele cutii foarte utile, deja a devenit o deprindere pentru o bună parte din societate să depoziteze aceste deșeuri corespunzător. Acest fapt ne bucură, acest fapt ne dă speranța că nu este totul pierdut, că cetățenii sunt responsabili, doar că ei așteaptă o infrastructură corespunzătoare. Sperăm foarte mult că această infrastructură va fi nu doar pentru acest tip de deșeuri, și în acest sens mă adresez și faptul deciziei de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, că
Această infrastructură va fi asigurată pentru toate tipurile de deșeuri, pentru a asigura că cetățenii au unde să depoziteze, să arunce corespunzător deșeurile pe care le produc. Urez mult succes organizatorul acestor eveniment, cum spuneam, și în implementarea etapei a doua a proiectului și sperăm peste 2 ani să ne întâlnim la eveniment la fel de frumos și să ne bucurăm de rezultate. Totodată aș vrea să salut și partenerii proiectului din România. Ei dau un bun exemplu. Am avut și ocazia în toamnă să vizitez un centru de colectare de echipamente electrice și electronice de la Iași. Este un bun exemplu. Sper foarte mult că într-o zi și în Republica Moldova să avem un astfel de centru și îmi doresc foarte mult ca baza acestui centru, a tare centru să fie puse cât mai curând. Mult succes și numai bine! Mulțumim mult, domnul Denis. Într-adevăr, raportul dumneavoastră și a întregului program a fost unul foarte esențial și chiar încă o dată vreau să menționez și să mulțumesc pentru susținerea și pentru suportul acordat pe durata întregului proces de implementare a proiectului. Acum, conform programului, avem o invitată pe doamna Lucia Herares, dar director general adjunct UE Forum, doar că trebuie să identificăm dacă dumneavoastră este prezentă sau nu cu noi. Doamna Lucia, Miss Lucia, do you hear us? Probabil doamna Lucia încă nu s-a conectat. Atunci, deci mergem cu forma agendei mai departe, până se conectează și doamna Lucia. Îl avem invitat pe domnul Dragoș Călugaru, director general Ecotic. Domnul Dragoș, bună ziua, vă salutăm! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și noi vă mulțumim Dragoș foarte Călugaru, mult pentru prezență! Bun, am dat curs acestei invitații și sper să la final să fie să fiți să zic mulțumiți de ceea ce mesaje vreau să vă transmit. Mai întâi, sunt director general într-adevăr la Ecotic. Ecotic este organizația de implementare a răspunderii extinse a producătorilor cu o vechime de aproape 15 ani în România. Suntem primii pe piață, suntem într-adevăr cei mai vechi și în ultima perioadă am ajuns și cei mai mari. Am avut un parcurs cu multe urcușuri și coborâșuri și multe aspecte de la care m-aș putea spune că dumneavoastră puteți nu știu, să învățați din ce am reușit noi sau din ce erori am avut pentru a le evita. Acum eu urmăresc legislația dumneavoastră și evoluția în Republica Moldova de 4-5 ani de zile. Avem și un parteneriat cu Mol Control și încercăm să ajutăm pe cât putem atunci când suntem solicitați. Și aș putea spune că da, unele aspecte puteau fi implementate mai bine. Iarăși, având, nu știu dacă vreți avantajul, că implementați mai târziu această legislație pe deșeuri electrice, puteți foarte mult să învățați de la ce au făcut alții înaintea dumneavoastră, așa cum noi, în România, ce au făcut cei din vestul Europei, care au deja peste 30 de ani, o parte din țări vechime în acest domeniu, ne-a fost foarte util să învățăm din ceea ce ne-au împărtășit ei. Pentru deșeuri electrice aș putea spune că o rețetă a succesului ține cont de o rețetă pe care aș putea spune că este universală, constatată mai ales în ce am văzut în evoluția din vestul Europei și n-aș putea spune că da, în România lucrurile stau perfect, e departe de perfecțiune ceea ce se întâmplă aici, dar în primul rând trebuie să dezvoltați infrastructura locală de colectare și, din punctul meu de vedere, trebuie deținută de municipalitate. Am văzut că în legislația voastră, municipalitatea dă teren unei organizații de implementare a răspunderii extinse a producătorilor. Nu știu ce o să facă dacă sunt 20 de astfel de organizații și cum va alege cine cu cine și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte, din punctul meu de vedere, birocratice care pot fi evitate. Și de aceea
cetățeanul ar trebui să știe, domnule, primăria îmi oferă astfel de servicii și nu vorbim doar de deșeuri electrice, vorbim de orice colectare separată de la de deșeuri casnice. Și trebuie, noi avem o regulă care vine din directivă, la 50.000 de locuitori trebuie să ai un punct de colectare, se poate transpune în diferite forme, dar trebuie să existe un punct de colectare deținut de municipalitate. În lipsa acestuia se dezvoltă foarte mult, dacă vreți să spun așa, colectarea informală. Ce avem și noi foarte prezent în România, să știți că în România nu avem cine știe ce puncte de colectare, ați văzut unul la Iași, mai există câteva, dar la nivel național stăm foarte prost. În lipsa acestor soluții, colectarea informală, din păcate, s-a dezvoltat enorm, cu efecte, din păcate, neplăcute. Și de ce? Pentru că în deșeuri electrice există multe elemente periculoase. Dacă n-ar fi aceste elemente periculoase, probabil ar fi ca piața de fier vechi, self-driven, cum se spune. Adică n-ar trebui să existe responsabilitatea extinsă a producătorilor, iar această responsabilitate este mai ales pentru aceste elemente periculoase. Pentru că avem elemente foarte periculoase în condensatori, care dacă nu îi neutralizez cum trebuie, ajung să polueze și să dăuneze sănătatea populației. Avem dioxine emanate din arderea cablurilor. Este o practică încă întâlnită în România, iar București are mari probleme de poluare provenite de la arderea cablurilor din saturile învecinate care se ocupă de această colectare informală. Avem mercur în becuri. Orice bec necolectat, separat bec de acesta fluorescent sau neon, reprezintă mercur în natură. Aș vrea să transmit un mesaj. Încetinirea implementării acestei legislații cât mai eficient cu putință este un atac la sănătatea publică și ar trebui să țineți cont de acest lucru. Acum, alți piloni. Deci am zis că trebuie să existe o soluție locală. Trebuie să fie cunoscută acea soluție locală. Degeaba există un punct de colectare dacă cetățeanul nu o cunoaște. Și de asemenea, cetățeanul trebuie să știe de ce. Și proiectul dumneavoastră de conștientizare are probabil un impact destul de bun și trebuie să faceți și mai mult în acest sens. Trebuie să știe de ce și, foarte important, trebuie să aibă încredere că ceea ce a dus el la, cum îi spuneți dumneavoastră, tomberonul de colectare separată a deșeurilor electrice, are un traseu bine, cum să-i spun, structurat, se întâmplă o depoluare și fracțiile rezultate din tratarea deșeurilor electrice ajung să fie materii prime secundare și, într-adevăr, există un impact de mediu favorabil. Deci e foarte important acest mesaj, foarte important ca să construiți încrederea cetățenilor. Și aș vrea să dau un exemplu din negativ în România pe deșeuri de ambalaje, din păcate. La început, acum 20 de ani, când s-a început colectarea separată de ambalaje, au fost clopote pe culori și foarte entuziastă lumea punea sticla la sticlă, plasticul la plastic, hârtia la hârtie, dar din păcate operatorul de salubritate venea și le amesteca pe toate într-o remorcă și a fost un dezastru efectiv. Lumea și-a pierdut încrederea și n-a mai participat activ la acest proces de colectare separată decât în foarte mică măsură. Și încă ne confruntăm cu așa ceva. Învățați din greșelile noastre, că e destul de important. Și încrederea nu se câștigă, nu o aveți deodată. Deci trebuie să o câștigați. Aș mai putea spune că chiar domnul dinainte, domnul Denis, a vorbit de acea cultură a reciclării, aș putea eu să o denumesc, dar trebuie să o faceți pentru toate, că nu puteți să spuneți, da, vom avea succes în colectarea deșeuri electrice dacă lumea nu știe că ambalajul trebuie pus plastic la plastic, sticla la sticlă. Deci chiar aveți de construit și aici. Și am rămas surprins că pe ambalaj încă mai aveți de lucru legislativ în a implementa răspunderea extinsă a producătorilor. Iarăși, sfatul meu este învățați de la cei care au făcut greșeli înaintea dumneavoastră, să nu le repetați. Și un ultim mesaj este că această responsabilitate extinsă a producătorilor nu este o responsabilitate exclusivă.
Nu pot producătorii și prin reprezentanții acestora organizațiile de implementare să fie responsabili în totalitate de ceea ce se întâmplă. Colectarea locală de deșeuri electrice este responsabilitatea comunității locale prin primărie. Trebuie să se implice. Autoritățile trebuie să găsească soluții, să debirocratizeze, să facă sistemul mai simplu și să urmăriți scopul final de a avea cât mai multe deșeuri colectate corect și poluanți neutralizați. Iarăși, întăresc acest mesaj. De aceea există această responsabilitate extinsă, pentru că avem poluanți de care trebuie să avem grijă. Și eu vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. România a ajuns la poate la 100.000 de tone nivel de gestionare. Nu suntem la maximul de potențial, probabil încă 30-40.000 de tone. Să pierdem în sistemul informal, ajung în deșeuri de fier vechi, poate 10.000 de tone, se duc în continuare pe gropi, pentru că sunt electronice mici pe care lumea le aruncă în coșul de gunoi. Dar sunt elemente pe care puteți dumneavoastră să le faceți mai repede, să pășiți, să săriți niște pași, pentru că puteți învăța de la alții. Și mult succes în acest drum! Mulțumim mult, domnul Dragoș. Într-adevăr, avem foarte mult de învățat. Este încă foarte mult de lucru în acest sens. Dar vreau doar să menționez, dacă noi, un ONG mic, cu un suport atât de mare din partea programului de granturi și în parteneriat și cu Moldrec, am reușit, zic, să facem lucruri bune și vizibile în acest sens, demonstrăm că se poate. Și această cultură, educație, sensibilizare de care are nevoie populația din întreaga Republica Moldova este absolut necesară, iar sinergia instituțională între toți actorii cheie de pe piața e deșeurilor din Republica Moldova este absolut una importantă. Totuși, cine sunt acești producători de echipamente electrice și electronice și cum este aplicat acest principiu al responsabilității extinse a producătorului în Republica Moldova, aflăm în continuare de la domnul Denis Makovski, Agenția de Mediu. Domnul Denis, vă salutăm! Bună ziua! Bună ziua! Da, mulțumesc de invitație. Sunt Denis Makovski din cadrul Agenției de Mediu, specialist principal secția Mecanisme Economice de Mediu. Respectiv, conform obligațiunilor de serviciu, implementarea și acordarea scopului în implementarea responsabilității extinse a producătorilor ține nemijlocită de funcția mea. În continuare, vreau să vă prezint ce reprezintă de fapt responsabilitatea extinsă a producătorilor conform legislației. Și o să am o prezentare, dacă permiteți să o distribui. Așa. Documentele de politici de mediu și respectiv legislația din care iese nemijlocit principiul responsabilității extinse a producătorilor este strategia de gestionare deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, legea numărul 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, și anume articolul 12 care prevede nemijlocită responsabilitatea extinsă a producătorului și articolul 50 este pentru deșeurile de echipamente electric și electronic. Hotărârea Guvernului numărul 212 din 7 martie 2018 pentru aprobarea regulamentului privind gestionarea echipamentelor electrice și electronice și a deșeurilor acestea și este cadrul normativ nemijlocit în care este expusă modalitatea de implementare a principiului REP pentru echipamente electrice și electronice. Mai urmează două ordine de interviuri. Este ordinul Agenției de Mediu numărul 29 din 16-7-2020 pentru aprobarea regulamentului cu privire la înregistrarea, radierea în lista producătorilor și aprobarea planului de operare a sistemului colectiv și individuale pentru producătorii de echipamente electrice și electronice.
este de fapt un regulament care vine cu o completare, cu o precizare mai clară la hotărârea de guvern numărul 212, unde este expus nemijlocit cum se înregistrează în lista producătorilor, atât producătorii activi, cât și producătorii noi care intenționează să desfășoare o activitate ce implică nemijlocit produse de echipament electric. Următorul ordin este numărul 41 din 8 decembrie curent, cu privire la stabilirea valorii unitare de gestionare de referință pentru anul 2020. Este un ordin care respectiv va fi folosit pentru calcularea garanției financiare de către producători care intenționează să implementeze în mod individual responsabilitatea extinsă a producătorilor. Aceste două ordine ultimele pot fi accesate accesând pagina electronică a Agenției de Mediu. După cum este menționat în legislație, pentru a putea implementa responsabilitatea extinsă a producătorilor pentru echipamentele electronice, avem nevoie ca să definim acești termeni. Și în regulament este specificat că echipamentele electrice și electronice sunt acele produse a căror funcționare corespunde nemijlocit de curenții electrici sau câmpuri electromagnetice. Ulterior avem definiția de deșeu care sună în felul următor: orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă sau are intenția ori obligația să-l arunce. Nemijlocit din aceste două definiții mai sus, deducem ce este un deșeu de echipamentele și electronice. Este un echipament care constituie deșeu, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, partea integrată a echipamentelor în momentul în care acestea devin deșeu. Nemijlocit, o întrebare cu care foarte des mă întâlnesc din partea agenților economici, precum că noi nu suntem producători, noi nu producem, noi doar importăm echipamentele electronice. Aici legislația, iarăși regulamentul, vine cu o precizare și definește producătorii de echipamente electronice ca persoane juridice sau fizice care fabrică și vinde echipamente electronice cu propria marcă, revinde sub propria marcă echipamente produse de alți furnizori, importă ori exportă echipamente electrice electronice cu titlul profesional în sau din Republica Moldova și ultima ar fi vinde echipamente electrice electronice prin mijloace de comunicare la distanță direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în afară gospodăriilor particulare în Republica Moldova și are sediul într-un alt stat. De asemenea, regulamentul vine cu o precizare la definiția de distribuitor, cine este distribuitorul. Este persoana fizică sau juridică de lanțul de aprovizionare care face disponibilă pe piață echipamentele electrice și electronice. Totuși, distribuitorul poate fi considerat și producător în cazul când acesta desfășoară o activitate de import sau export a echipamentelor electrice și electronice în sau din Republica Moldova. Responsabilitatea extinsă a producătorilor semnifică, de fapt, acele acțiuni care trebuie să le implementeze, să le desfășoare producătorul într-o gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice cu finanțarea respectivă a acestor operațiuni. Aceste activități sunt, de fapt, acceptarea produselor returnate, colectarea, transportarea, reciclare, valorificare și, respectiv, nemijlocit eliminarea nepoluantă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Implementarea principiului REP se face conform legislației în două moduri. Este prima modalitate de implementare este crearea unui sistem individual, de fapt, sistemul individual de acum presupune ca producătorul într-un mod oarecare se dispune de o infrastructură individuală de a realiza acele activități care le-am numit mai sus, precum să colecteze
deșeuri de echipamente electrice și electronice în propriile puncte de colectare se dispună de un teritoriu pentru depozitare temporară, ulterior se le predea unei întreprinderi autorizate de reciclare, valorificare acestor deșeuri. O altă modalitate este sistemul colectiv, care este de fapt o organizație non-profit înregistrată în registrul de stat a organizațiilor non-comerciale și este formată sistemul colectiv din minimum 2 producători. Aplicarea extinsă a producătorilor urmează a fi pentru aplicarea responsabilității extinse a producătorilor, urmează a întreprinde mai mulți pași care sunt nemijlociți expuși în legislație. Primul ar fi depunerea cererii de înregistrare în conformitate cu cerințele punctul 49 din hotărârea Guvernului 212. Depunerea cererii de înregistrare în lista producătorilor. Aici face o precizare. Ulterior, din momentul recepționării cererii, în termen de 15 zile se eliberează un număr de înregistrare producătorului. În termen de 30 de zile după primirea numărului de înregistrare, producătorul, sistemul colectiv, are obligațiunea de a încărca un plan de operare care este elaborat în conformitate cu cerințele anexei numărul 8 din regulament. Iarăși, în termen de 30 de zile de la recepționarea planului de operare, acesta se evaluează, este termenul în care agenția de mediu poate solicita clarificări sau informații suplimentare pentru evaluare substanțială a planului și respectiv în acest termen de 30 de zile se aprobă sau se dezaprobă planul de operare. Ulterior, pentru sistemele colective, ar mai fi un pas este depunerea setului de documente pentru obținerea autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor. Și aș mai adăuga încă un pas aici, care se desfășoară pe parcursul activității de acum. Este vorba de raportare anuală a activităților care le desfășoară sistemele colective sau individuale. Înregistrare pentru înregistrarea în lista producătorilor, producătorul, de fapt, indiferent de modalitatea care a ales-o să implementeze responsabilitatea extinsă a producătorilor în sistem individual sau colectiv, va accesa site-ul, pagina electronică siamd.gov.md pentru a depune cererea. Producătorul va avea nevoie de cheița, semnătura electronică și, conform legislației, va depune următorul set de documente. Este vorba de cerere care, cu toate că în legislație este prevăzut un formular a cererii, cum anume și ce informație trebuie să conțină, sistemul este creat în așa fel încât în momentul completării tuturor câmpurilor din sistem, cererea este depusă automat. Suplimentar se încarcă informațiile generale, care sunt, de fapt, informațiile privind produsele puse pe piață în ultimii 3 ani către producător și în dependență de modalitatea selectată de producător, acesta va încărca certificarea calității de membru a unui sistem colectiv sau dovada unui sistem individual. Dovada unui sistem individual reprezintă, de fapt, garanție financiară destinată pentru acoperirea costurilor de finanțare a operațiunilor de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice provenite de la echipamentele introduse pe piața națională. Aceasta se calculează în conformitate cu anexa numărul 11 din regulament. Pentru calcularea acestei garanții financiare se folosește valoarea unitară de destinare de referință despre care spuneam anterior că a fost aprobată prin ordinul Agenției de Mediu. Aici aș face o precizare că garanția financiară se depune pentru toată cantitatea de echipamente electrice și electronice pe care producătorul o pune pe piață, iar ridicarea garanției financiare de producătorul ulterior
se va realiza doar în cazul când acesta dovedește că a gestionat întreaga cantitate de deșeuri de echipamente electrice corespunzătoare echipamentelor electrice electronice puse pe piață. De asemenea, garanția financiară se depune pe întreaga perioadă de garantare a echipamentelor care producătorul le pune pe piață. Certificarea de membru a unui sistem colectiv pentru sistemele, pentru producătorii care intenționează să desfășoare, să implementeze responsabilitatea extinsă a producătorului în cadrul unui sistem colectiv, este contractul de aderare în cazul unui producător care aderă la un sistem colectiv deja creat și este în cazul sistemului colectiv nou creat, este extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice și respectiv statutul fundației, asociației care este creată, statutul sistemului colectiv, aș spune așa. Ulterior, planul de operare, după cum am menționat, se elaborează în conformitate cu anexa numărul 8 din regulament. În anexă este expusă structura planului de operare, ce trebuie să conțină acesta. Este, de fapt, un plan întreg al care, în care este expus nemijlocit modalitatea în care va activa, cum va acționa sistemul colectiv sau individual în situațiile când implementează responsabilitatea extinsă a producătorilor. După cum am menționat, registrul producătorii care sunt înregistrați deja în lista producătorilor poate fi accesat pe site-ul siamd.ro.md. La moment în lista producătorilor sunt înregistrați 29 de agenți economici. Această pagină electronică poate fi accesată de oricine. În continuare, voi spune unele dintre obligațiunile producătorilor, distribuitorilor și, de fapt, informații care nemijlocit este și în interesul consumatorului. Deci, în conformitate cu punctul 26 din regulament, distribuitorii, producătorii au obligațiunea de la furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, să preia produsul vechi în sistem de 1 la 1, fără a solicita o plată suplimentară de preluare a acestui produs. Ca exemplu, în momentul când procurăm un frigider, putem solicita de la agentul economic de la care l-am procurat, ca frigiderul vechi care dispunem noi să fie preluat de acesta. O altă obligațiune pentru distribuitori ar fi că cei care își desfășoară activitatea pe un teritoriu, pe o suprafață comercială mai mare de 200 de metri pătrați, au obligațiunea să aibă în imediată vecinătate un recipient, o boxă în care consumatorii vor putea preda echipamente electrice, deșeuri de echipamente electrice electronice de dimensiuni mici, ceea ce înseamnă că mărimea exterioară nu trebuie să depășească 25 cm, fără a avea obligațiunea de a procura un produs nou. De asemenea, în punctul 111 din regulament este specificat că atât agenții economici, cât și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu echipamente electrice electronice, vor solicita de la producători numărul de înregistrare în lista producătorilor. Țintele de colectare stabilite conform regulamentului sunt în anexa numărul 5 expusă a regulamentului. De fapt, acestea sunt, cu toate că regulamentul a fost aprobat în 2018, pentru anul 2019 nu a fost stabilită o țintă de colectare, dându-i se posibilitatea producătorilor de a se adapta la implementarea regulamentului. Prima țintă este stabilită pentru anul 2020, este o țintă de 5%, care se calculează din cantitatea medie a
a produselor de echipamente electronice puse pe piață de producători în ultimii 3 ani. Urmează să stabilim cum s-a atins această țintă în 2021 până la data de 30 aprilie când se primesc rapoartele. Dacă să facem o comparație cu țara vecină, România, pentru 2020 aceștia au avut de atins o țintă de 45%, iar pentru 2021, dacă nu greșesc și nu știu dacă până la urmă totuși s-a aprobat aceasta, ținta trebuia să fie de 65%. Raportarea se face anual până la data de 30 aprilie, se face în conformitate cu prevederile, cu cerințele punctului 91 din regulament. Tot aici se cere și un raport narativ din partea sistemelor, atât individuale cât și colective, prin care aceștia raportează, de fapt, activitățile care au fost planificate și au fost incluse în planul de operare anterior și respectiv cum aceste activități au fost, cât de bine aceste activități au fost realizate. Ca și toate abaterile de la actele normative, respectiv nerespectarea prevederilor regulamentului privind deșeurile de echipamente electronice, constituie o contravenție și se sancționează conform prevederilor articolului 154 din Codul Contravențional al Republicii Moldova. Aceasta este ce am vrut eu să vă spun despre responsabilitatea extinsă a producătorilor la situația actuală din Republica Moldova. Mulțumesc mult, Denis. Într-adevăr, sunt informații foarte utile și de fiecare dată încercăm prin astfel de evenimente să le mai repunctăm o dată, deoarece este loc de mai bine din partea producătorilor de echipamente electrice și electronice din Republica Moldova. Chiar o mare parte din activități pe care noi le-am desfășurat parcursul proiectului au scos în evidență această problemă și de fiecare dată, în special pentru întreaga comunitate, pentru populația țării, încercăm să aducem la cunoștință aceste informații care vizează nu doar pe producători, dar și pe consumatori. Deci este important să știm că și noi, consumatorii de echipamente electrice și electronice care devin deșeu, după cum a prezentat și domnul Denis, avem dreptul și posibilitatea să le aducem în unul din centrele comerciale unde sunt vândute astfel de produse și să le depozităm în mod gratuit, în unul din tomberoanele pe care ei, de fapt, ar trebui să le plaseze în mod corespunzător. Sperăm deja, dat fiind faptul că țintele sunt stabilite pentru anul 2020, deși sunt mici, dar vom vedea, într-adevăr, cum a spus și domnul Denis, ce date vom avea după data de 30 aprilie. Probabil se vor contura și careva obiective și direcții de activitate oarecum noi, pentru a-i putea mobiliza și a-i atrage mai mult în acest proces. Acum vreau să trec totuși la partea cea probabil mai intrigantă a evenimentului de astăzi și anume care sunt rezultatele înregistrate și ce am făcut noi pe durata acestui proiect frumos, Oraș Curat cu ei deșeu reciclat, pentru care urmează să vă prezint această informație. Deci, proiectul de fapt a fost lansat în decembrie 2018, în incinta Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Este un proiect Oraș Curat cât și Reciclat, creat anume pentru a promova reciclarea acestor deșeuri foarte periculoase și a fost realizat cu suportul programului de granturi mici GFSCP Moldova în parteneriat cu Moldrec. Scopul proiectului, în primul rând, a vizat creșterea nivelului de informare și conștientizare, identificarea unui model optimal de gestionare a acestor deșeuri, sau cel puțin identificarea unui model de gestionare a acestor deșeuri la nivelul municipiului Chișinău, dar cu posibilitatea multiplicării, retiplicării acestor practici la nivelul întregii țări. Obiectivele propuse în cadrul proiectului sunt patru din cele mai importante. Primul obiectiv ține de crearea infrastructurii pentru colectarea acestor deșeuri. Al doilea obiectiv ține de educarea unor deprinderi corecte și responsabile în raport cu deșeurile generate.
Un al treilea obiectiv foarte important țintit a fost reducerea impactului asupra mediului, din moment ce aceste deșeuri nu mai ajung la groapa de gunoi. Și un al patrulea obiectiv ține de evaluarea și percepția cetățenilor față de subiectul dat și nemijlocit realizarea acestui studiu privind generarea și gestionarea e-deșeurilor în municipiul Chișinău. Cu referire la primul obiectiv, am reușit, după cum s-a menționat și în intro la acest eveniment, să creăm 128 de puncte de colectare a e-deșeurilor și respectiv această hartă publicată online pe pagina e-circular.org, care la moment doar pe pagina asociației are peste 50.000 de vizualizări, dar ne bucură foarte mult faptul că aceste date au fost preluate și publicate pe o pagină, pe o hartă nouă creată de partenerii, beneficiarii proiectului compania Simples, au fost introduse pe harta publicată de reciclare.media, deci există foarte multe platforme, nișe care permit accesul populației la această informație. Beneficiarii proiectului, după cum am spus, sunt 115 instituții. De ce sunt 115-128 de puncte? Deoarece sunt câțiva agenți economici, în special despre ei merge vorba, cum ar fi Maximum, cum ar fi Furșet sau cum ar fi magazinele Linela, stațiile Bemol, unde sunt incluse mai multe filiale, mai multe reprezentanți ale acestora. Deci, respectiv, în total, noi am reușit în municipiul Chișinău să instalăm 80 de tomberoane de mici dimensiuni. Toate sunt amplasate în incinta instituțiilor beneficiare. Avem 40 de tomberoane la fel de mici dimensiuni care treptat, ulterior, pe durata proiectului, au fost repartizate și la nivel național. Voi menționa despre asta ulterior. Și alte 8 tomberoane de mari dimensiuni care au fost instalate la stațiile PECO și stațiile Bemol și respectiv una din ele este instalată într-un magazin, deci în incinta unui centru comercial care se numește Riolit System, unde este posibilitatea și de a debarasa corect de aceste deșeuri, dar și alte servicii oferite în acest sens de către agentul economic, despre care vom cunoaște ulterior. Iată, vedeți imagini, deci sunt tomberoanele noastre amplasate în Furșet, Linela, care ne bucură faptul că sunt utile pentru beneficiari, pentru consumatori și respectiv cu ajutorul partenerilor noștri Moldrec sunt regulat evacuate la solicitarea respectivelor beneficiari. Aici avem tomberoanele instalate în instituții, în diverse instituții, companii. Fapt care din start, când am conceput acest proiect, a fost să educăm acest spirit responsabil chiar în cadrul echipei unei instituții, careva activități colective de conștientizare și informare, respectiv persoanele date au posibilitatea de a se debarasa nu doar de deșeurile electronice din cadrul oficiului, deci din oficiu, dar eventual și ceea ce au în gospodărie. Un alt obiectiv ambițios a fost anume să creștem nivelul de educare și sensibilizare. Din start avem 3 grupuri țintă beneficiare, după cum am și prezentat, deci este sectorul public, sectorul privat și mediul academic. Fiecare din aceste sectoare s-a implicat în cadrul proiectului, dar cu siguranță cei mai activi, cei mai sensibili și cei care, de fapt, ne-au și impresionat au fost elevii, cadrele didactice, deci este mediul academic. În final am avut peste 70.000 de elevi care s-au implicat în diverse activități de conștientizare și informare. În cadrul acestei conferințe, desigur, am organizat și o serie de evenimente și facem chiar și o retrospectivă a acestora, deoarece este plăcut să ne readucem aminte ce a fost, despre ce s-a discutat și ce s-a realizat. Este prima conferință organizată 3R Moldova, Reducem, Reutilizăm și Reciclăm deșeurile, care a avut loc în martie 2019. Cine a participat din cei care astăzi ne privesc, probabil își readuc aminte, a fost pus un focus foarte important asupra elevilor și asupra cadrelor didactice, dar în special acel moment când moderatori și vorbitori, acei speakeri în domeniul dat au fost elevii care au prezentat mai multe informații utile tuturor participanților și au sensibilizat tot publicul prezent la acest eveniment. Fapt pentru care le mulțumim și ne bucură că astfel de practici sunt în continuare implementate în cadrul instituțiilor de învățământ. Tot în acea perioadă am organizat în cadrul instituțiilor beneficiare Ziua Globală a Reciclării 2019.
În această perioadă, toate școlile beneficiare au organizat diverse campanii și de colectare, și concursuri, și flashmoburi, și evacuări deja în mijloci din incinta instituțiilor de învățământ. Am participat două ediții la sărbătoarea Ziua Mediului 2019 și Ziua Mediului 2020. Mai puțin în 2020, că a fost doar mai mult în regim online, dar oricum a fost o prezență și mulțumim organizatorilor acestui eveniment. De Ziua Mediului, la fel, am reușit să atragem atenția asupra acestui subiect și, la fel, să fie colectate diverse deșeuri de echipamente electrice și electronice, deci au venit oamenii la acest eveniment cu diverse echipamente uzate, adunate în gospodărie. La fel de important și mulțumim pe această cale, în mod special, programului de granturi mici GSGP Moldova, implementat de UNDP, pentru acordul și posibilitatea de a extinde, de fapt, obiectivul proiectului și area de acoperire prin a contribui nemijlocit la campania națională de colectare a deșeurilor organizată în toamna anului 2019 de Hai Moldova, fapt pentru care noi am reușit să instalăm, deci să producem, de fapt, și să instalăm, să repartizăm 40 de tomberoane noi, în fiecare raion al țării, deci fiecare instituție de învățământ în fiecare raion a beneficiat de câte un tomberon din ăsta și s-au colectat cantități la fel foarte mari de deșeuri, de echipamente electrice și electronice. Imaginile vorbesc de la sine, sunt doar câteva din poze, dar fiecare instituție de învățământ are dovada participării și implicării active în acest proces. Un alt eveniment foarte recent pe care l-am organizat a fost în această toamnă, a fost conferința DEEDU, prin educație salvăm noile generații și, de fapt, prin această conferință, deși organizată online, Republica Moldova pentru prima dată s-a alăturat a altor 112 organizații din mai multe țări pentru a face parte din campania organizată de UE Forum, astfel încât am pus iarăși în prim plan acest subiect foarte delicat și încercăm să promovăm în rând tuturor grupurilor ținte, fie mediu privat, fie mediu academic, fie sectorul public, importanța gestionării eficiente a acestor deșeuri. Obiectivul propus, la fel foarte important, obiectivul 3, ține de reducerea impactului asupra mediului, după cum am menționat. Acest obiectiv poate fi atins și a putut fi atins parțial prin proiect, doar prin a reduce cantitatea de deșeuri, de echipamente electrice și electronice care ajung la groapa de gunoi. Ca să facem acest lucru, este foarte important să putem colecta selectiv aceste deșeuri, să existe acea infrastructură despre care s-a menționat la început, despre care am menționat importanța și partenerii din România. După cum vedeți, practicile ilustrate aici sunt foarte uzuale și prezente, din păcate, și în ziua de astăzi. Nu puțini sunt cei care continuă să arunce aceste deșeuri în tomberonul comun, nu puțini sunt cei care le aruncă în locuri neautorizate sau, eventual, o practică la fel, nu una deloc sustenabilă, ar fi și păstrare pe termen lung în gospodărie, atunci când, de altfel, există posibilitatea de a vă debarasa corect de aceste deșeuri. Prin proiectul dat de mijlocit, am reușit să evităm ajungerea la groapa de gunoi a 70 tone de deșeuri. Respectiv, prin existența unui sistem de colectare, prin practicarea acestor modalități de gestionare corectă, fie debarasarea prin amplasarea într-unul din tomberoanele instalate, fie predarea nemijlocit direct către un operator autorizat, aceste 70 de tone de deșeuri au ajuns a fi ulterior reciclate. O altă activitate în cadrul proiectului și obiectiv stabilit a fost să vedem într-adevăr care sunt acele practici de gestionare, deoarece doar prin această cunoaștere devine mult mai simplu să identificăm eventuale instrumente, politici, mecanisme, cum putem să redresăm problema în cauză și fapt pentru care ne-am propus să identificăm care sunt preferințele de consum, cât de mult sunt utilizate aceste echipamente, să evaluăm nivelul de conștientizare privind impactul acestor deșeuri asupra mediului și asupra sănătății și să identificăm eventual acele obstacole care împiedică eficientizarea acestui sistem de gestionare a DEE-urilor sau e-deșeurilor, cum noi le numim.
Imaginele aici prezentate confirmă și prezintă, de fapt, care sunt top 5 echipamente în gospodărie și top 5 echipamente în cadrul companiilor. După cum vedeți, de fapt, deci, telefonul este unul din cele mai uzuale echipamente și, din păcate, unul din acele echipamente care cel mai rapid iese din uz sau sunt eventual înlocuite pentru modele mult mai performante. Aici se prezintă și durata de utilizare, respectiv, de fapt, un număr foarte mare din respondenți au reconfirmat că aceste echipamente sunt înlocuite undeva numai des de 2 ani, dar sunt cazuri când, într-adevăr, aceste echipamente sunt înlocuite și mai frecvent. Și cel mai mare regret este faptul că multe din aceste echipamente pot ajunge la groapa de gunoi, deși ar mai putea fi utilizate, ar mai putea fi reparate sau eventual donate păturilor mai defavorabile. Nivelul de conștientizare privind impactul asupra mediului generat de deșeuri. Datele de fapt confirmă și bucură că există acea conștientizare. Deci se cunoaște că există acest impact, se cunoaște substanțele periculoase din cadrul acestor deșeuri, dar spre mirare faptul este că după un acest răspuns avem un răspuns mai puțin pozitiv la ceea ce privește metode de gestionare a deșeurilor. Respectiv, chiar dacă un număr foarte mare din respondenți cunosc impactul, un număr și mai mare din respondenți sunt cei care continuă să le gestioneze greșit. Când spun greșit, mă refer în special la aruncarea în amestec cu alte deșeuri în tomberonul comun sau eventual păstrarea în gospodărie sau în oficii pe un termen îndelungat fără a le preda unui operator autorizat. Toate datele respective sunt publicate în studiu pe pagina asociației, deci pe pagina ecircular.org. Studiul a fost elaborat și în limba engleză și urmează să fie publicat zilele acestea suplimentar. Deci sunt foarte multe informații utile aferente acestui subiect. În final, datele pe care le-am prezentat evidențiază și toate activitățile pe care noi le-am realizat prin acest proiect. În final, s-au soldat cu identificarea, cu siguranță, a celor obstacole care fac dificilă gestionarea deșeurilor la nivel național, dar și punctarea unor soluții, unor recomandări, unor bunuri practici pe care mizăm să le putem implementa, să le putem realiza în perioada următoare. Obstacolele garantat de bază ar fi lipsa sau, mai corect deja spus, o infrastructură insuficientă și vreau să spun chiar și pentru municipiul Chișinău, deci este loc de mai multe puncte de colectare, dar în special tind să remarc lipsa acestei infrastructuri la nivel național. Marea majoritate din localitățile din țară nici nu cunosc bine acest subiect, nimai vorbind despre posibilitatea de a avea un tomberon unde să se debaraseze corect de aceste deșeuri. Este un nivel redus de informare și transparență cu privire la datele ce țin de acest tip de deșeuri. Aici, pe această cale, tind să reiterez că ar fi foarte important să existe mai multe informații publicate pe acest subiect și nemijlocit date relevante la nivel național, date care pot fi și urmează, sperăm noi ulterior, publicate transparent și de către Agenția de Mediu, în baza raportărilor efectuate și de către operatori autorizați pentru colectarea acestor deșeuri care le exportă respectiv în afara țării pentru reciclare. Și totodată, una din alte motive care reprezintă niște obstacole în acest proces ține mijlocit de lipsa unor parteneriate, să spunem noi, durabile între actorii cheie pe piața deșeurilor, despre care, de fapt, am vorbit și la începutul conferinței. Deci este nevoie de multă comunicare, de multă sinergie și nemijlocit de preluarea celor bune practici despre care s-a și vorbit, a țărilor care deja implementează aceste activități, aceste principii. Soluțiile, deci, sunt evidente, de fapt le-am și repunctat acum când am vorbit despre obstacole. Ne dorim foarte mult ca toate aceste realizări înregistrate pe parcursul a 2 ani, de fapt o perioadă un pic extinsă din cauza pandemiei, deci toți confruntăm această problemă, dar scopul este în final să trecem cu bine și chiar și în aceste momente să atragem o atenție și mai mare subiectului deșeurilor, deoarece nu este unul foarte important. Și aici tind să remarc despre ceea ce am vorbit și în cadrul conferinței DEE-EDU.
Pe timpul pandemiei, cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice cu siguranță în timp va crește, deoarece acum mai mult ca niciodată suntem dependenți de aceste tehnologii, tehnologii informaționale, în lucru de la distanță, toți elevii care învață de la distanță. De ce este foarte important de pe acum să consolidăm acest sistem de gestionare, să fie cu succes implementat și la nivel național acest principiu al responsabilității extinse a producătorului, iar noi, în calitate de consumatori, să cunoaștem că în Republica Moldova, în municipiul Chișinău, există o hartă a punctelor de colectare, există posibilitatea de a vă debarasa corect de aceste deșeuri, de a nu le păstra în gospodărie. Acesta este un aspect foarte valabil și pentru persoane fizice și pentru persoanele juridice. Respectiv, în cele ce urmează, ne dorim foarte mult să implicăm în această discuție pe seama rezultatelor proiectului câțiva din beneficiarii proiectului nostru și cu această ocazie vreau să invit compania Reolit System, dacă este aici cu noi, domnul Alexei sau domnul Alexandru, ca să nu greșesc. Ne auziți? Bună dimineața, da, eu sunt aici, Alexandru. Domnul Alexandru, bună ziua, vă salutăm cu drag. Bună ziua. Bună ziua și, dacă îmi permiteți, eu aș vrea, în primul și în primul rând, să vă mulțumesc dumneavoastră și domnului Roman pentru un proiect minunat și foarte necesar pentru Moldova. Acum o secundă. Așa. Puteți conectați camera? Acum și încerc. Pentru că... mă văd, permiteți. Da. Am vrut să vă mulțumesc deoarece... compania noastră activează de mai mult de 12 ani. De mai mulți ani noi încercam să găsim persoane juridice care ar face ajutor cu anume așa probleme, s-ar apuca de reciclare, dar am rămas doar cu promisiuni. Doar dumneavoastră totuși ați făcut... ați adus totuși tonderonul, v-ați ținut de promisiune și ați instalat acest tonderon. El se umple tot mai repede și mai repede. Oamenii află tot mai repede și mai repede și mai mult despre acest tonderon, despre această posibilitate de a arunca deșeurile electronice. Pot să vă spun că noi avem mai multe companii, persoane juridice care depozitau toată tehnica de calcul undeva aparte, dar de atunci de când au aflat că noi avem acest tonderon, ei au început să aducă toată această tehnică, o depozitau, o decontau corect, deoarece nu aveau dreptul să-l arunce. Acum au posibilitatea să aducă acest tonderon în Moldova și, în practic, la noi în Chișinău, la noi în sediu și ei doar aruncă această tehnică. Printre clienți fizici, noi, desigur, noi tuturor clienților le spunem referitor la faptul că avem acest tonderon, că ei pot să arunce tehnica și tot mai des și mai des am început să observăm nu doar tehnica de calcul, dar și tehnica de uz casnic. Paralel pot să vă spun că majoritatea tehnicii care la noi acolo se aruncă, adică ceva parte din această tehnică poate să mai fie utilizată, poate să fie reparată și, desigur, noi aceste componente le scoatem, aceia care poate să fie totuși reparate. Noi le reparăm din cont propriu al companiei, asamblăm calculatoare și le donăm. Avem deja destul de multe școli, grădiniți, internate, chiar și persoane fizice din structura social vulnerabile, cărora noi le dăruim aceste calculatoare funcționabile, care pot fi totuși reparate. Adică noi le reparăm totuși și la urmă urmei ele sunt funcționale și merg mai departe, spunem așa, în viață. Practic, asta este ceea ce am vrut să spun. La moment, majoritatea tehnicii de calcul totuși poate fi reparată, dacă nu se repară, desigur, se aruncă în tonderon, dacă este posibil, noi ceva facem cu ea. Noi avem un perete întreg cu scrisori de mulțumire din partea și persoanelor fizice și persoanelor juridice, deci
multă tehnică care este aruncată, poate fi reparată, noi reparăm, poate fi dată a doua viață. Și noi astăzi ne străduim în fiecare zi. În sfârșit, noi avem așa o posibilitate, deoarece înainte rămâneam doar cu promisiune că o să fie ceva făcut cu deșeurile electronice. Mulțumesc mult! Mersi mult, Alexandru. Mersi mult pentru această prezentare. Țin încă o dată să remarc, compania Riolit System, în cadrul proiectului Oraș Curat cu deșeuri reciclat, este una foarte importantă, deci aportul acestei companii este una foarte importantă și împreună am reușit să realizăm lucruri frumoase. De fapt, această componentă de repair despre care a vorbit Alexandru este una absolut esențială în buna organizare și gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Este foarte frumos și este foarte corect să mai dăm o nouă viață acestor produse care, din păcate, din ce în ce, mai devreme devin deșeuri. Deci ciclul de viață, durata de viață acestor produse, din păcate, din ce în ce este una mai scurtă. Mulțumim foarte mult, Alexandru, și mulțumim companiei Riolit System cu această ocazie. Vreau să auzim și părerea doamnei Corina, colegiul de ecologie, care la fel este unul din beneficiarii proiectului. Este unul din beneficiarii proiectului. Este un reprezentant al mediului academic și despre care cu siguranță veți auzi și mai multe în anul ce vine. Doamna Corina, vă rog. Doamna Corina, ne auziți? Nu este doamna Corina, da? Bine, în cazul ăsta, domnul Ruslan Nercas, dacă ne aude, este director general Moldrec Group. De fapt, este partenerul proiectului Oraș Curat cu e-deșeu reciclat. Domnul Ruslan, sunteți cu noi? Alo, alo? Da, domnul Ruslan, ne auziți? Este? Da, putem să vă și vedem acum. Sunt? Vă auzim, nu vă vedem. Super. Bună ziua, domnul Ruslan. Salutare. Compania Moldrec, partenerii proiectului nostru, după cum am și menționat. Vrem foarte mult să auzim de la dumneavoastră astăzi, în special, ce putem face. Deci noi am prezentat despre proiect rezultatele obținute împreună. Acum vreau totuși să ne spuneți ce putem noi să facem pentru a gestiona sustenabil aceste deșeuri în întreaga țară. Mersi mult! Eu mă numesc Ruslan Nercaș, sunt directorul general Moldrec Group. Suntem ca și parteneri pe proiectul Oraș Curat cu deșeuri reciclat. Vreau să mulțumim în primul rând co-partenerilor noștri, este vorba de GEF și Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor pentru realizarea proiectului și să-i felicit cu finalizarea lui frumoasă și de succes. Vreau să remarc că împreună am reușit să obținem niște rezultate destul de bune pentru situația la care se află Republica Moldova legat de informare, legat de receptivitatea populației la capitolul gestionare corectă a deșeurilor. Dacă vorbim de sustenabilitate, din păcate trebuie să menționez că noțiunea de sustenabilitate a fost, să zic eu, cu insistență promovată începând din 1992 de la Conferința Mondială a Mediului de la Rio de Janeiro. Noi, din păcate, începem să vorbim despre asta abia acum, abia peste aproape 20 de ani. Ceea ce înseamnă că
avem foarte mult de lucru pentru a ajunge la o economie sustenabilă. Sustenabilitatea ar trebui să fie unul dintre principiile de bază ale oricărui agent economic, ale oricărei sfere economice care își începe activitatea, astfel ca ceea ce lăsăm noi în urma noastră, ceea ce lăsăm copiilor noștri, ceea ce lăsăm generației de pici să nu prezinte un pericol pentru ei și să aibă o țară cât mai curată și cu cât mai puține deșeuri. Mă aud? Ne auzi? Da, da. La capitolul realizări vreau să punctez faptul că datorită acestui proiect infrastructura de colectare a deșeurilor s-a mărit considerabil, cel puțin la capitolul municipiului Chișinău. Dacă vorbim despre viitor, sperăm foarte mult ca pandemia să nu ne blocheze extrem de mult și anul viitor să reușim să pornim la fel o platformă de colectare a deșeurilor în municipiul Chișinău, să fie un ecocentru unde populația ar putea să-și aducă toate tipurile de deșeuri, nu doar cele electrice și electronice, care la fel sunt destul de periculoase, ne referim la aceleași resturi de vopsele, la aceleași orice tipuri de deșeuri, atât periculoase cât și nepericuloase, și să le oferim o platformă și o posibilitate de a se debarasa de ele. La capitolul de euri vreau să remarc faptul că datorită proiectului responsabilitatea cetățenilor a crescut, volumele, ceea ce se remarcă și se dovedește prin volumele de deșeuri colectate. Pe an ce trece avem volume crescute de deșeuri colectate, ceea ce înseamnă că populația învață, devine mai receptivă, dar mai punctez odată că avem încă mult de lucru, astfel ca oamenii să nu le mai arunce la groapa de gunoi, să nu le arunce la containerele comune de deșeuri, ci să ajungă la reciclatori autorizați pentru a fi ori eliminate, ori reintroduse ca și materii prime secundare în circuitul economic. Mulțumesc, Ruslan. Așa, o întrebare. ZIP punctează 2-3 obstacole de bază care fac dificilă activitatea unor operatori de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Republica Moldova. Unde este loc de mai bine și unde este necesară intervenția celorlalți actori importanți? Pentru că aceste lucruri, într-adevăr, se meargă mult mai bine. În principiu este vorba doar de dorință. Dacă ne legăm de situația actuală din Republica Moldova, trebuie să recunoaștem că noi suntem pe o potecă nouă, noi suntem practic pionierii în acest domeniu, ceea ce înseamnă că nu aș spune că undeva sunt lucruri mai complicate, altele mai puțin complicate. La capitolul autorități, la capitolul agenției de mediu, ministerie, este o deschidere totală, fiindcă cel puțin autoritățile înțeleg foarte bine că asta este viitorul nostru, înțeleg că trebuie să avem un mediu cât mai curat și din partea lor avem suport total. Este vorba de obstacole doar, nu știu, aș putea spune în ceea ce ține de piața neagră deșeurilor, care de fapt generează o mulțime de probleme ulterioare ale mediului. Vorbim despre faptul că anumite personaje colectează fel de fel de tipuri de deșeuri, extrag, să zicem, anumite elemente care ar avea o valoare economică, restul ne referim la plastic, ne referim la sticlă contaminată, ne referim la alte deșeuri care nu pot fi reciclate și se aruncă la groapa comună de gunoi sau se aruncă pe câmpuri, prin lacuri, unde nu sunt văzute astăzi, dar care își vor arăta efectele în timp. Așa este. Dacă toți suntem acum la finele anului tradițional, zi-ne ce planifică Moldrea Group pentru 2021?
În acest sens, pentru că de fiecare dată știu că aveți obiective și clar ținte ambițioase pentru anul ce urmează, scopul este foarte bine știut că vreți să faceți Moldova mai verde și să debarasați de aceste deșeuri de echipamente electrice și electronice. Ce v-ați propus pentru anul 2021 în acest sens? Pentru 2021, după cum am spus, vrem să facem primul ecocentru în Republica Moldova. O să fie după modelul ecocentrului de la Iași, un proiect extraordinar de frumos și de benefic, cel puțin pentru locuitorii Chișinăului va fi. Vrem să lărgim foarte mult infrastructura de colectare a deșeurilor în parteneriat cu colegii noștri de la Moldcontrol, care este un operator de transfer responsabilitate. Și, nu în ultimul rând, vrem să continuăm lupta noastră cu black market-ul pentru a evita arderea în continuare a cablului, pentru a evita aruncarea tuburilor catodice la gunoiști și pentru a minimaliza efectele nocive ale deșeurilor pentru mediul nostru înconjurător. Așa este. De fapt, aici chiar vreau să te completez. Pentru 2021, de fapt, ne regăsim de data aceasta și Modrec și Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor într-un alt proiect, deja ca parteneri. Un proiect despre care se va vorbi în continuare și vă îndemnăm să ascultați mai departe această conferință pentru ca să aflați ce proiect urmează să fie implementat în anul 2021 și care va fi continuitatea tuturor activităților realizate până în prezent. Până atunci, mulțumim foarte mult, Ruslan, și vreau să o invit cu un cuvânt de salut, dar și cu o partajare de experiență în domeniu, pe doamna Corina, colegiu de ecologie, beneficiară de proiect. Domnul ei este prezentă. Doamna Corina, vă salutăm! Bună ziua! Bună ziua, doamna Corina! Ne bucurăm să vă auzim. Am vrea să și vă vedem, dacă este posibil. Se aude bine, noi la fel suntem bucuroși să participăm în astfel de evenimente. Vreau să spun că Colegiul de Ecologie a implementat cu succes proiectul Oraș Curat cu ei deșeuri reciclat. Fiind beneficiari ai proiectului dat, am avut drept scop ca elevii împreună cu cadrele didactice dornice să participe în acțiuni de ecologizare și gestionarea corectă a deșeurilor electronice și anume să creăm un punct de colectare a deșeurilor în incinta colegiului, să informăm publicul larg privind conștientizarea publicului și pericolul deșeurilor pentru sănătatea populației și a mediului înconjurător, să reducem cantitățile de deșeuri din cadrul colegiului, să reciclăm și să valorificăm deșeurile din incinta instituției, să susținem asociația Moldrec în desfășurarea cu succes a proiectului, să contribuim la crearea unui sistem eficient de gestionare integrată a deșeurilor municipale, cât și în cadrul instituției noastre. Astfel, ne bucur faptul că rezultatele așteptate au fost pe măsură și în cadrul proiectului nostru am reușit să dezvoltăm deprinderi corecte de colectare și depozitare a deșeurilor, atât în instituții cât și în condiții casnice. Am reușit să dezvoltăm relații de prietenie și colaborare între părțile implicate în realizarea proiectului. La fel am reușit să creăm să creștem numărul activităților non-formale, cum ar fi cursuri, lecții, expoziții desfășurate la nivelul colegiului, cât și în afara lui. Am reușit să promovăm credibilitatea și spiritul de echipă în instituție, devenind astfel o instituție mai eco, mai prietenoasă și mai sustenabilă față de mediu. Și respectiv suntem totdeauna deschiși pentru o colaborare prodigioasă cu astfel de asociații. Astfel, implementarea proiectelor ecologice sunt de bun augur. De fiecare dată suntem deschiși a le implica.
Și ca concluzie aș spune că a fi eco nu reprezintă altceva decât a fi sustenabil. Astfel, fiecare cetățean ar trebui să își dezvolte abilitățile de colectare selectivă a acestor deșeuri care sunt periculoase și sunt dăunătoare mediului și la fel să îndemne atât familia, grupurile de prieteni, cât și întreaga societate de a face astfel de activități cât mai dese pentru a promova și a respecta principiul dezvoltării durabile. Mulțumim Asociației de Valorificare a Deșeurilor, doamnei Aurelia și domnului Bahnaru, respectiv dacă dumneavoastră ne veți include în următoarele proiecte, noi vom fi deschiși și vom participa cu mare drag. Mulțumim foarte mult, doamna Corina. De fapt, doamna Corina a făcut și o mică așa prezentare a activităților ecosustenabile din cadrul colegiului. Vreau să remarc că în cadrul colegiului de ecologie, de fapt, sunt implementate mai multe proiecte care țin nu doar de colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, dar și pentru colectarea separată a altor tipuri de deșeuri solide, reciclabile, inclusiv diverse campanii de conștientizare, informare, inclusiv crearea celor competențe verzi foarte necesare pentru elevii din cadrul colegiului. Totodată vreau să remarc, dacă tot am vorbit despre următoarele proiecte, foarte important de menționat în acest sens că și colegii de ecologie, după cum veți vedea mai departe, se regăsește ca partener de această dată într-un proiect foarte ambițios care urmează a fi implementat în anul 2021, dar toate detaliile păstrăm pentru ultima prezentare. În continuare ne bucurăm foarte mult, dar cu această ocazie vreau să vă reamintesc că pe platforma Zoom este un butonaș Translate, traducere, deci în limba engleză-română. În continuare ne bucurăm foarte mult că s-a alăturat acest eveniment un invitat expert în domeniu, special în cadrul acestei conferințe, doamna Lucia Herreras, director general adjunct UE Forum. Doamna Lucia Herreras, ne bucurăm că sunteți prezentă și vă oferim cu drag cuvântul. Hello, Miss Lucia. Do you hear us? Yes. Hi. Good morning. Good morning. Well, first of all, I would like to thank you for inviting me to join this event, and I would like to apologize for not being available earlier due to some technical problems. I hope that now you can hear me and see me well. So I will just do a very brief presentation as I was requested by the meeting organizers. So, do you hear me? You can have more than 5 minutes. It's okay. Please tell us how much you can to know about this subject. Thank you very much. Thank you. So, just as a very brief introduction to let you know who the WE Forum is. We are, in fact, an international association representing 41 extended producer responsibility organizations for e-waste, for WE. We provide a platform to our members so they are allowed to exchange good practices in order to improve their activities. And we also participate in internal projects and external projects with other types of stakeholders. And we also contribute to the general debate about e-waste around the world. You can see in the slide where our members are based. Most of them are based in Europe, but lately we have been quite lucky to incorporate new members in the other 5 continents. So I was asked to mention how relevant are projects to our job of collecting e-waste. And for this, I thought it would be a good idea to show some figures of a very recent study that we commissioned to the United Nations University, to UNITAR. Well, they managed to collect the most updated set of figures showing where we are on WE collection in Europe. You can see on this slide a very brief summary, but I encourage you and I invite you to take a look at the report from UNITAR showing
a good analysis of the statistics collected and also an analysis of the key factors that influence wheat collection in Europe. In a nutshell, what we concluded in this study from UNITAR is that 55% of the wheat generated that is estimated is reported as collected. So that's the official collection in Europe. We also learned, and this is not news, unfortunately, that 20% of this wheat generated amounts of for wheat that is collected in other flows, but actually they are not officially reported. This includes, for example, wheat that is collected together with metal scrap, or wheat that is landfill simply because users, consumers, do not dispose of this wheat properly. Finally, the report concludes that a quarter of this wheat generated is not mapped, is not identified, is unknown. So the final conclusion, and unfortunately, is that the collection targets that are set by the wheat directive will be really very difficult to achieve in many member states. You can see on the chart on the right hand side, we have estimated the targets calculated based on the two different methodologies that are proposed by the wheat directive, and we are quite far for reaching them. Based on the conclusions of this report from UNITAR, the WE Forum prepared a report showing the vision of the WE Forum, and it includes a good number of recommendations that hopefully will help member states to increase collection rates. One of the main recommendations is that all actors that have influence or access to the WE should contribute to reaching national targets. Among other recommendations, and I think this really has to do with the topic of the event today, is to produce projects or consultations that will understand better how consumers act when they dispose of wheat, and then use this information in order to design campaigns for collecting wheat. I was also asked to share our experiences in previous projects and to show the relevance of these projects for wheat collection. Some of the speakers today already mentioned the International E-Waste Day, which is a WE Forum product, and we are very proud of it. And I actually invite all of you to follow this issue and contribute to this project in the upcoming E-Waste Day next year. So we have been participating as WE Forum, and also most of our members have been participating in many projects aiming at improving wheat collection, and at improving wheat treatment as well. Some of the projects that we are very proud of and that have delivered very good outcomes are, for example, Willabex, who delivered a set of standards for harmonizing wheat treatment in Europe. We can also mention the WEED project, Countering Wheat Illegal Trade, who provided a number of recommendations in order to fight against illegal trade of wheat. And the Prosum project, which actually delivered a platform that can help map the critical raw materials that we can find in the urban mine in Europe. So our learnings from all these experiences is that it is utterly important to keep having these projects and hopefully projects that will help us deliver not only better collection practices from a theoretical point of view, but most of all from a practical point of view. We have seen in previous mappings of existing projects and funded projects that there are many projects out there that have been fully funded, but deliver theoretical practices, recommendations, and research studies.
But we would like to have more projects that are fully funded and that deliver practical, tangible collection practices. For us, it's also very relevant to have to keep having projects that will allow us to better understand the different WIF flows based on what I just explained in the previous slides, and to understand better the behavior of the consumers when they dispose of WIF, because this will for sure allow us to design better collection practices. So I hope that my presentation was useful. Feel free to please contact me or look at the outcomes of most of these projects on our website. Thank you and have a nice day. Merci, merci foarte mult, Lucia, pentru intervenție. Vreau să menționez că, de fapt, anul acesta am beneficiat foarte mult și de suportul WIF Forum, dat fiind faptul că am aderat și partea campaniilor lor privind gestionarea corectă a deșeurilor care sunt planificate și sunt organizate anual, dar și mulțumesc întregii echipe pentru susținere informațională și suport. De fapt, după cum a menționat și Lucia, sunt foarte multe date, informații relevante, analizate, publicate de WIF Forum, la care noi avem acces și la care noi încercăm să preluăm cele mai bune practici, inclusiv pentru Republica Moldova, chiar și în cel mai recent număr al revistei Managementul Deșeurilor, de fapt ultimul din acest an, a apărut un articol, de fapt, bazat în baza informațiilor oferite de WIF Forum, referitor la provocările gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice, în special în ceea ce privește deșeurile din metal, deoarece, într-adevăr, această problemă specifică și pentru Republica Moldova, oarecum în mare parte îngreunează și va îngreuna și mai mult, probabil, atingerea țintelor de colectare a acestor deșeuri de echipamente electrici și electronice, deoarece, într-adevăr, nu puține din deșeuri sau din e-deșeuri ajung, de fapt, ca deșeuri din metal, ceea ce nu este corect. Și aici este loc de foarte multă analiză, intervenție și soluționarea problemei în cauză. Mersi încă o dată foarte mult, Lucia, și mersi UE Forum pentru suport și, cu siguranță, mizăm în anul următor la fel să aderăm la aceste campanii și să facem parte din ele. Și pentru finalul acestei conferințe vrem să venim și cu un anunț și cu informații foarte relevante în domeniu, și anume despre acea componentă importantă în scrierea unui proiect care ține de durabilitate. Deoarece atunci când am aplicat la acest proiect, era acolo un element foarte important, cum veți asigura durabilitatea proiectului, întrebare la care ne-am gândit minuțios pe întreaga perioadă de implementare și pentru care, de fapt, reieșind din acele obstacole și din soluțiile identificate, vom veni în continuare cu un alt proiect, cu noi obiective, cu noi activități, dar despre care ne va vorbi Roman Bahnaru, manager proiect Reciclăm DEE și Realizăm ODD, Asociația Obștească Eco Digital Moldova. Bună ziua! După cum a menționat Aurelia, astăzi eu am să prezint un subiect nou, zice, pentru Republica Moldova, ce ține de reparație, da, în contextul managementului deșeurilor, fiindcă este o componentă nouă foarte mult lobată în Occident. Și după cum vedeți din denumirea temei, dreptul la reparație, soluție circulară în combaterea crizei globale a deșeurilor. Și am să încep prin faptul că la moment foarte mult se discută despre economia circulară, că la noi în seară, că în lume. Economia digitală, mai ales în contextul COVID-ului. Și iată, anume economia digitală circulară necesită o abordare holistică care nouă ne-ar permite din start să ne gândim cum corect să gestionăm
deșeurile care sunt generate. Da? Și aici noi trebuie să vorbim și despre o componentă și alta, dar cel mai important ce este de menționat, că reparația, acel mică componentă despre care vreau să vorbesc mai mult astăzi, este un element crucial în economia circulară. Da? Am să prezint ierarhia deșeurilor și o să vedem unde aceasta se află. Și cel mai important este că pentru ca principiul reparației să funcționeze, produsele trebuie să fie proiectate din start. Dacă ne uităm pe acest slide, pe acel cerc frumos, design, da, proiectare, ele trebuie să fie proiectate corect, da, pentru a fi reparate. Piesele de schimb trebuie să fie disponibile, trebuie mai multă informație despre produs. Da? Iată, aici și în cadrul prezentării am să vorbesc despre mai multe cifre și aceste cifre ne vor arăta cât este de gravă problema, anume în contextul deșeurilor electrice și de echipamente electrice și electronice. Deși ele constituie doar 2% din toate deșeurile generate la nivel global, ele, la grămadă de gunoi, ele constituie 70% din deșeurile periculoase. Din această cauză, în ultima perioadă, datorită penetrării serviciilor digitale, echipamentele electrice și electronice, foarte multe instituții internaționale au început serios să studieze acest subiect. Și după cum vedeți, cifrele cresc de la an la an și respectiv noi trebuie să abordăm această temă la un nivel mai avansat, fiindcă ele ajung la groapa de gunoi și ele sunt destul de periculoase. Vedem că la nivel global, doar în 2019 au fost circa 53 de milioane de tone de deșeuri generate. Da? Cea mai mare pondere o au deșeurile de echipamente de dimensiuni mici, echipamentele de dimensiuni mari. Vedem în partea de jos, în partea dreaptă a slide-ului. Haideți să vedem care este această partajare la nivel global. Vedem că totuși Europa are cea mai mare procent de generare de deșeuri pe cap de locuitor. Deși dacă am diviza America de Nord cu America de Sud, cred că ele s-ar situa America de Nord cu Europa cam la același nivel. Da? Aici noi ne-am străduit în această prezentare, evident, să prezentăm datele pentru Moldova. Vedem că în Moldova se estimează, conform datelor Global E-Waste, că circa 15.000 de tone de deșeuri se generează anual în Republica Moldova și vedem că cifra este destul de mică comparativ cu ceea ce am prezentat media pe Europa și pe alte regiuni, este de circa 4,2 kg. Vedem că pe primul loc, după cum a prezentat și Aurelia, sunt telefoanele mobile, fiindcă noi le schimbăm cel mai des, frigiderul, mașina de spălat, televizoarele, fiindcă toți în gospodăriile noastre avem astfel de echipamente care trebuie gestionate corect. Și mă întorc la componenta de reparație sau repair. Vedem că Uniunea Europeană foarte serios în ultimii ani abordează această întrebare și vedem că în planul de acțiune al UE pentru economie circulară, ca parte a componentului a pactului verde european, este introdusă componenta de reparație, componenta de reutilizare, fiindcă ea este foarte importantă în cadrul ierarhiei deșeurilor. Vedem că Uniunea Europeană încearcă să elaboreze și să aprobe inițiativa electronică circulară și anume iarăși vedem componenta de reparabilitate. Dreptul la reparație care, după cum vă prezint în continuare, o să vă prezint în continuare, pe data de noiembrie 2020, ea a fost aprobată de către această inițiativă de eurodeputați și astfel europenii, da, toți cei din Uniunea Europeană au dreptul la această reparație și chiar dacă ea a fost inițiată un an în urmă, acum a ajuns și a fost aprobată la nivel de eurodeputați. Haideți să ne uităm, iată, pe acest slide. Acest slide am vrut intenționat să-l prezint pentru a înțelege mai simplist unde ne aflăm noi cu reparația, da? În această ierarhie deșeurilor. Fiindcă un exemplu ar fi Bratislava, în Uniunea Europeană, unde, datorită faptului că au fost implementate multe inițiative de a reduce și de a reutiliza anumite produse,
s-a redus cantitatea de deșeuri generate pe cap de locuitor de la 400 la 200 de kilograme pe an, da? Ceea ce este un indicator foarte important și foarte bun și ceea ce încearcă și Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor și societatea civilă să abordeze această întrebare, fiindcă noi de multe ori nu trebuie să ajungem la acea componentă care se numește reciclare. Noi nu trebuie să ajungem la groapa de gunoi cu anumite deșeuri. Ele, în general, pot fi evitate prin reutilizare, prin prevenirea utilizării anumitor produse. Și după cum vedeți și în acest slide, noi prin componenta de reparație, care încercăm prin, în cadrul asociației și viitorul proiect care vă-l prezint, încercăm, de fapt, vedeți în partea de jos a slide-ului, să extindem durata de viață a unui produs. Da? Am zice, de ce anume este lobată ideea și la un nivel Uniunii Europeană și la nivel global cu privire la echipamentele de electrice și electronice. Deoarece acestea sunt anumite un tip de produse care anume ele pot fi reparate. Dacă o să vorbim despre alte tipuri de produse sau deșeuri care sunt generate, noi de multe ori nu putem să le reutilizăm. Fie o sacoșă, fie un ambalaj, noi nu putem să le reparăm. Dar anume componenta de reparație este foarte bine și foarte specifică anume pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice, da? Sau viitoarele deșeuri de echipamente și electronice. Și încă un moment este important de înțelege puterea de cumpărare. De multe ori, datorită faptului că în ultimii ani a crescut puterea de cumpărare a oamenilor, ei încearcă să le vândă. Ele devin, echipamentele devin, mai ales telefoanele mobile, ele devin obsolete, ele vin învechite. Și noi încercăm să deja să le aruncăm, cum au arătat și studiile. Și anume, la granița aceasta de putere de cumpărare, ea ne face ca noi să ne debarasăm de ele. Fiindcă, haideți să ne închipuim la o mașină care costă câteva mii, zeci de mii de euro, noi nu o să încercăm să o aruncăm. S-a stricat acolo un bec și noi l-am aruncat. Dar cu un televizor, ca exemplu, sau cu un frigider, datorită faptul că la 5-10 ani noi încercăm să le schimbăm, noi nu le reparăm, dar le aruncăm. Ok. Iată aici, Ian vă prezint acel drept la reparație care recent a fost aprobat de către, și aprobat rezoluția de către europarlamentar dreptul la reparație. Noi, cunoscând acest subiect ce ține de reparație, până a scrie proiectul despre care am să vă-l prezint, cunoaștem că în Europa deja de vreun an se discută la nivelul Comisiei Europene despre acest subiect, deși sunt foarte multe inițiative ca iFixit sau altele în Europa, care de peste 10 ani abordează această întrebare și anume dreptul la reparație. Dreptul la reparație, de fapt, include pe scurt câteva solicitări foarte importante, pe care noi, ca consumatori, de multe ori nu avem acces la informație, da, despre reparație și întreținere. Fiindcă deja, dacă 20-30 de ani în urmă, când eram noi mai mici, sau părinții noștri, ei puteau, era destul de scump să cumpere un dispozitiv electric, electronic, ei duceau și îl reparau. Noi cam acum se uită despre acest subiect, dar noi încercăm să-l readucem. Vedem aici că unul din puncte la dreptul la reparație este sistemul comun de încărcătoare, despre care vorbește Uniunea Europeană foarte de mult timp, fiindcă noi avem toți diferite telefoane și avem diferite încărcătoare. Și aceasta este o povară asupra mediului prin faptul că fiecare telefon, fiecare brand are încărcătorul său. Vedem aici o componentă foarte importantă la dreptul de achiziție, introducerea componentei de achiziții publice. Dacă să estimăm câte echipamente electrice și electronice se procură de către sfera guvernamentală, la fel achizițiile publice și reparabilitatea ar fi o componentă foarte importantă pentru achizițiile publice. Și evident, acel drept la reparații se dorește de către Comisia Europeană să se înlăture norme, elimine obstacole juridice, anume pentru reparații și reutilizare. Până trece la proiectul despre care vă vorbesc, aici este foarte important să arătăm rezultatele studiului care le-a arătat și Aurelia, că oamenii nu sunt informați suficient cu privire la dăieuri, colectare, la reciclare, reparare, te-a zice. Și a doilea componentă despre care s-a vorbit azi din partea vorbitorilor este lipsa infrastructurii punctelor de colectare. Astfel, ajungem la cel mai important moment al prezentării mele, prin care vreau să arăt că
pentru a oferi o continuitate proiectului Oraș Curat cu deșeuri reciclat. Am aplicat la finanțarea proiectului și continuitatea proiectului și astfel am scris proiectul Reciclăm DEE, realizăm ODD, da? Realizăm obiectiv de dezvoltare durabilă. Aici aș vrea să mă refer succint la obiectivul 12, consum și producție responsabile, fiindcă acesta ține și de componenta de reparație și vedem că pe pagina la PNUD în Moldova vedem câteva puncte cheie care eu le-am inclus și respectiv vedem că punctul 12.14 include crearea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor, prevenire, reducere, reciclare și reutilizarea ca componente care trebuie numai decât diseminate și informații relevante să fie, și societatea să fie informată despre dezvoltarea durabilă. Și proiectul Reciclăm de E, realizăm ODD. Prin această conferință vreau să zic că ieri oficial a fost prezentat câștigătorii de către GFSGP a proiectelor pentru următoarea etapă. Noi am câștigat prin acest proiect Reciclăm de E și realizăm ODD, astfel asigurând o continuitate de comun cu Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor a proiectului Oraș Curat cu deșeuri reciclat. O componentă importantă este că în acest, am numit etapa a doua sau continuarea proiectului Oraș Curat cu deșeuri reciclat, am inclus mediul academic, Colegiul de Ecologie, și au fost incluși alți doi parteneri din sectorul privat care vor prelua deșeurile de echipamente electrice și electronice, Eco Recycling SRL și Moldrei Group SRL. Astfel vom putea asigura durabilitatea în continuare acestui proiect. Pe scurt, obiectivul general acestui proiect este dezvoltarea infrastructurii, fiindcă este o componentă foarte slabă la nivel național cu privire la colectarea de echipamente electrice și electronice. Vom veni cu campanii de informare și conștientizare și, după cum vedeți din obiectivele mai specifice, avem extinderea punctelor de colectare, reducerea de cantități de DEE-uri, sporirea nivelului de cunoștințe și stimularea spiritului civic. Ce este important să remarc în preventiv în acest proiect și ceea ce prezintă un interes deosebit este că numai decât noi am introdus componenta de ateliere practice de reparație a DEE-urilor, o altă componentă importantă este că noi am introdus prima clasă de tip laborator dedicată DEE-urilor, în care vor fi cel puțin 10 boxe cu DEE-uri de dimensiuni mari, mici și mijlocii. Ea va fi realizată la Colegiul de Ecologie, ca partener al proiectului nostru, respectiv mediul academic l-am inclus. Și vor fi, vedem la pilonul cunoștinței, 5 seminarii informative prin gestionarea DEE-urilor. Cel mai important este, după cum s-a menționat și de către directorul Ecotic, infrastructura. Noi nu avem infrastructură. Noi intenționăm să dezvoltăm infrastructura proiectului Oraș Curat cu deșeuri reciclat și de la 128 de puncte să ajungem la 200 de puncte de colectare. Aceste puncte de colectare vor fi minim câte un punct de colectare în fiecare centru raional. Deși chiar și la prima etapă, cred că mai mult de jumătate din raioanele țării deja au minim un punct de colectare a DEE-urilor. Și, desigur, ca parte participativă, fiindcă societatea civilă trebuie să se implice în multe alte campanii, numai decât de conștientizare, avem campanie de colectare a DEE-urilor și colectare selectivă regulată a DEE-urilor. Prin asta vreau să finalizez prezentarea noastră, să mulțumesc partenerilor, să mulțumim GFSGP Moldova și partenerului Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor pentru oportunitatea de a organiza și de a asigura o continuitate și durabilitate acestui proiect. Și să nu uităm că reparația este crucială în economia circulară. Vă mulțumesc foarte mult! Am ajuns la finele acestui eveniment, acestei conferințe importante pentru noi, ca raportori a rezultatelor acestui proiect
curat, verde, ecologic, circular pentru Republica Moldova, pe care îl numim Oraș Curat cu E Deșeu Reciclat. După cum ați și auzit din toate prezentările, dar și din ultima prezentare expusă aici, urmează activități mult mai diverse, mult mai specifice subiectului vizat. Ne bucur foarte mult că programul de granturi mici GFSGP Moldova, implementat de UNDP, a susținut și susține în continuare acest proiect, asigurând durabilitate. După cum a menționat și Roman, acum este momentul în care vom întreprinde toate măsurile pentru a extinde practica, cunoștințele, experiențele dobândite la nivelul întregii țări. Ne dorim să avem în fiecare raion puncte de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Ne dorim o comunitate în țara noastră, în Republica Moldova, conștientă, care respectă mediul, dar care își respectă și propria sănătate prin a gestiona corect aceste deșeuri. Vom avea, sper, într-un ceas bun în anul care vine, prima clasă, primul laborator dotat cu monstre care ne învață și îndrumă tinerii specialiști în ce constau aceste deșeuri, cum pot fi gestionate și reciclate corect, fapt pentru care avem ca parteneri pe Colegiul de Ecologie. Ne bucură că suntem foarte mulți în acest nou proiect, ghidat de EcoDigital, unde este Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor, unde este Colegiul de Ecologie, unde este operatorul Moldrec, este operatorul EcoRecycling. Și cred că fiind atât de mulți, cu atât de multe forțe, viziuni, vom face lucruri mult mai frumoase. De asta vreau să finisez acest eveniment doar prin a spune și a reconfirma că tot ceea ce a fost investit, munca depusă în acești 2 ani de zile, are o continuitate, iar noi, de fapt, organizatorii acestui eveniment, promotorii acestor proiecte, îndemnăm toți cei care ne ascultă, îndemnăm întreaga populație din Republica Moldova să ne susțină și să facem un pas și mai mare în direcția ecologizării și înverzirii țării noastre. Vă mulțumesc!